Spuneam că am fost întrebat de ce mai sunt conservator, de ce sunt chiar tradiționalist sau arhaic, cum ar zice Florin. Și am răspuns, pentru că în pofida salturilor tehnologice din medicină, din aviație, din alte domenii, nu văd cum umanitatea noastră ar fi progresat în plan moral și spiritual. Văd sărăcia lexicului utilizat de formatorii de opinie, limbajul obscen ne inundă și ne afundă, ne sufocă oriunde ne-am aflat. Înjură aproape astăzi toată lumea, și birjarii, și primarii, și oamenii cu studii superioare, dar și analfabeții. Suduie fără complexe chiar și profesorii cu titluri doctorale, studenții și studentele profanează limba, nu doar taximetriștii, ci și poeții sau artiștii.